La nivelul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, din subordinea Primăriei Municipiului Călăraș, s-a înregistrat o creștere a numărului de adopții. Dacă în cursul anului 2018 s-au finalizat 163 de adopții la câini, anul acesta, numai în primele 6 luni, au fost adoptate peste 100 de animale de companie. În momentul de față, în adăpostul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, se află 287 de câini, dintre care 102 sunt deja rezervați spre adopție. În adăpost se mai află și 3 măgăruși care vor fi adoptați și vor pleca luna viitoare în Anglia. Mai multe amănunte despre acest subiect ne dă Alexandru Drăgulin, directorul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân. Ce capacitate are adăpostul în momentul de față? Dacă vorbim de câini, avem o capacitate de 800 de locuri. Dacă vorbim de pisici, am avut o capacitate de 200, dar nu a fost un efectiv atât de mare și am reorganizat un pic acela de post și pentru alte necesități. La ora actuală avem un număr de 100 de pisici capacitate, iar pentru animale mari 6. Și animale în adăpost în momentul de față? Câte aveți? Ca palide mai avem 3 măgărâși care au ajuns în grija noastră după domeniul public, acei creatori de peturi și noutății, despre care vă pot spune că vor ajunge într-un sanctuar de măgari din Anglia. Ne chinuim un pic pentru că, cum spunem și în alte dăți, legislația e un pic cam ciudată în privința altor animale față de câini. De ce? DSV-ul ne-a solicitat la un moment dat să creăm aceste adăposturi. Iar legea spune clar că aceștia pot fi dați doar spre adopție sau valorificare. Întrucât vorbim de animale care nu se cunoaște un trecut, un istoric epidemiologic, nu poate fi valorificat către unități de abatorizare și se pot da doar spre adopție. Să-i dăm spre adopție, am solicitat un cod de exploatație pe serviciu, către Direcția Sanitară Veterinară, dar nu am putut obține pentru că suntem adăpost de animale fără stăpân. Și putem da spre adopție doar microcipați, urmând ca adoptatorul să creeze toate formele legale de înregistrare la crescători, la DSV și cum cei din Anglia nu sunt din România și nu au un astfel de adăpost, a trebuit să găsim o persoană care să ne sprijine, ca acești măgari să nu ajungă eutanasiați. I-am salvat tocmai de la o viață, o muncă grea, și să eutanasiem în sapă normal. Ne-ați bătut și am reușit să le găsim în Anglia în drum și o viață mai bună. Vor pleca anul acesta? Da, luna viitoare sunt programat să plece. Au fost sterilizați, pentru că nu se acceptă nesterilizații în acel sanctuar pentru a se evita înmulțirea lor. Și urmează să le se asigure transportul. Noi sperăm că luna viitoare vor pleca către Anglia. Câți câini aveți în momentul de față? În momentul de față avem 287 de câini, din care 102 sunt deja rezervați pentru adopție. Și vă pot spune că numărul adopțiilor a crescut anul acesta foarte mult față de anul precedent. Dacă anul trecut aveam un număr de 263 de adopții per total, anul acesta avem 257 în momentul de față. La jumătatea anului. Ne sperăm să ajungem, așa cum am promis în anii precedenți, și față de ONG-uri și față de cetățeni, la un număr adopțiilor egal cu numărul câinilor capturați, pentru a nu se mai eutanasia în adăpostul nostru. În adăpostul dumneavoastră sunt eutanasiați după ce perioadă sau care este exact procedura? Perioada este una destul de mare, poate cea mai mare din la nivelul țării, din câte am discutat cu colegii mei. Avem 90 de zile lucrătoare după expirarea celor 15 legale. Deci, prin regulamentul aprobat de Consiliul Local s-a mai dat un număr de 90 de zile lucrătoare. 90 de zile lucrătoare, deja ne ducem undeva la 100 de zile calendaristice. Este un termen destul de mare și tocmai din acest motiv am ținut morții să nu depășim. Am fost îngăduitor cu ONG-urile, am fost îngăduitor cu șansa la viața animalelor, dar mai mult dată nu putem face, pentru că este un efort financiar tot din buzunarul cetățenilor.